Paula, 4 litere, 400 de lei, nimic mai simplu decât partea corpului între mâne și trunchi. Fii atent. Fii atent. Îți dau o literă? Umăr. Umăr, măi. 6 secunde. De-aia ți-am pus mâna pe umăr și am zis, okay. Măi, dacă măcar... Nu, mă gândeam la piept, nu știu de ce ești de asta. Între umă, între mână și trunchi. Da, perfect, okay. Bun. 400 de lei în 6 secunde. Știi lupta în ring între japonezi? Au ei o bătălie celebră, știi? Îi zice într-un fel. Gabi. Nu mai șoptiți. Da, știi? Sportul ăla tradițional. Sumo. Sport tradițional japonez, sumo. Bun. Rămâi în București sau te întorci la Chișinău? Nu, rămân aici. Da? Vin și vacanța acolo, dar rămân ai aici. Ai cetățenie dublă și română? Da, și română. Bravo, da, perfect. Auzi, Paula, și în Moldova, și în România, scândura pentru gard are un nume. Literă. Scândura pentru gard. E stinghe aia de lemn tăiată în literă. Lung, așa. Tăiată în lung. Și o bați și faci gardul. Ok, literă. Încă 200 de lei. Lemn subțire și lung. N-ai auzit de asta? N-ai auzit niciodată? Șiplă. Șipcă. Șipcă e. Șipcă îi zice. Paula, verb la infinitiv. Când are loc o rupere de nori. Literă. Ruperea. Când au loc averse. Fii atentă. Averse. Averse. Literă. Averse. Când picură mărunt așa sau când dă o răpăială, ce face? Literă. Mai. Ploua. Ploua, okay. Paula. Am uitat toate cuvintele acum de la... Hai, de la șipcă încoace le-ai uitat, da, pe toate. Nu știu, mă gândeam la tuna, mă gândeam mai greu la fulger, la... Mai nu complicat, da, așa-i? Mă gândeam și... Ploua. Bun, 1000 de lei într-un minut. Hai că putem, încă putem. Paula. Auzi, eu chiar am o curiozitate. Voi în școală, ai făcut școala generală în Chișinău, în, da, Moldova, nu? Da. Și liceul tot în Chișinău. Da. Ați învățat în școală de balada Miorița? Am învățat. Bravo! Ați, da, învățat, sigur, balada. Chiar și în gimnaziu și în liceu. Bravo! Da, sigur, ați învățat, da, de Miorița în Moldova. Da. Meseria vrânceanului din baladă. Cioban? Asta e. Bine, perfect. Acum fii atentă. 600 de lei pentru un adjectiv masculin care e lipsit de putere, de energie. Zici într-un fel despre un om care are literă. Starea aia de oboseală, așa de literă. Se simte fără vlagă. Literă. E slăbit, e palid, e istovit, e... Ăsta e Gabi, nu mai șopti. Literă. Două litere mai avem de pus acolo. Suferă de astenie, așa, dacă vrei. Poate să fie și asta, e... Anemic. Anemic, măi, Paula, măi. Mă gândeam că o să le uit cuvintele când vin aici, nu știu de ce. Dar cum, dumne, dar știi anemicul? Da, știu, da. Aici e mult mai greu. Mie îmi spui? Știu. Toată lumea. Paula, încă poți. Încă poți să fii pe prima poziție, dar tu trebuie să te aduni. Ok. E foarte important să te aduni, Paula. Îl zic? Spune. Fâșii de material din partea de jos a mânecilor. Literă. Fâșiile. Literă. De material din partea de jos. Literă. A mânecilor. Literă. Benzile alea întărite și fixate la încheieturi. Benzile alea întărite, literă, și fixe. Măi, Paula. Manșetă. Mai multe, Paula, mai multe. Manșete. Manșete. Ai auzit de cuvântul ăsta? Am auzit. Dar gen, nu-s cuvinte pe care le folosesc în mod, da, frecvent. Da, gen zilnic și de asta cumva... Ai vreun iubit, vreun prieten, ceva? Da, am. Are cămăși? Are. Îi le calci din când în când?
I-am călcat. Dar nu și pe la manșet, așa e? E legal. Dar la manșet. Manșet. Ce ai zis, Mădălina? Se poartă rupte, nu mai ai ce să calci. Se poate, da. Sau numai... pe tricou. Per mod, da. Asta iară și așa. Ce faci, iubitul tău, student? Da, suntem în aceeași serie. În aceeași serie, da. La facultate, la business. Da, la business, da. Auzi, are mașină iubitul tău? Nu. Tata? Mama are. Mama, bun, mama. Perfect. Oh. Bun. Okay. Ești la mama în mașină. Okay. Paula, fii atentă. Compartiment în cadrul unui vehicul folosit pentru depozitare. Și șoferul și pasagerul are acces la compartimentul ăsta. Uite cum șoptește Gabriela. Parbriz? Parbriz. Parbrizul e ăla, când trebuie să vezi prin el ca să vezi pe... Păi ce să depozitezi? Numai muștele poți să depozitezi pe parbriz, când vin muștele și lor... Fii atent. În mașină, ești în mașină, da? Ești în mașină și vrei să îți pui parfum... Ce pui? Pix, parfum, carnetul de conducere, actele, nu la parasol, actele, deschizi-mă acolo și bagi în torpedou ăla, știi minte? Scuze familiei pentru... Ca să știți, eu știu cuvinte, dar aici nu știu nimic. Eu n-am să spun la nimeni acasă. Nici noi, dă, ai gata, uite. Nu. Când dăm emisiunea, mergeți la film. Da. Paula. Încep, Paula, da? Fii atentă, încep. Ascultă-mă. Hai, Paula. 800 de lei, 8 litere. Pe logică. A, B și C, dar nu în literatură. Anemicul ăla are nevoie de așa ceva. Vitamine. Ei! Hai, bun. Anemicul de dinainte, cu cuvântul ăla, perfect, bun. Hai să te văd aici. Cum îl cheamă pe iubitul tău? Claudiu. Dar n-am să-i spun de emisiunea noi asta, nu? Nimic. Păi te întreb numai noi, nu trebuie să... Bun. Când e cămașa, i-o calci din când în când, nu și la manșete, dar fii atentă. Care e lipsită de netezime? Îți dau literă? Literă? Ok, da, literă. Hai, literă. Șifonată. Eu știam, dar nu eram sigură, gen... Uf. Doamna profesoară Gabriela. Da. Fii atent. 82 are Gabi. Puștii de azi au o vorbă pe care o repetă în mod constant. Gen. Ei mereu zic gen. Uite, acum gen, eu pregătesc o întrebare gen și tu trebuie gen să câștigi bani gen. Paula. 2 din 9, 2 din 10. Ascultă-mă. Studentă la business gen, da? La Facultatea de Științe Economice. A elimina erorile dintr-o operație matematică. Ia-o pe logică, gen. Literă. Paula. Când reevaluezi rezultatele obținute anterior, tu, studentă la Științe Economice, matematică multă, corect? Am făcut. Literă. Socotești din nou. Iar socotești. Mă gândeam verificat, dar nu... Bun! Literă. Auzi? Ai făcut niște calcule. Ți-a dat. Dar nu ți-a ieșit să... Recalcula, Paula. Hai, recalcula.